Românii cred că lucrează prea mult, așa că și-ar dori să fie la muncă cel mult 4 zile pe săptămână, doar că angajatorii nu sunt foarte deschiși la un asemenea program. Cel puțin asta arată un studiu recent. Mulți români cred că ar fi mai productiv dacă săptămâna de lucru ar avea doar 4 zile, chiar dacă ar munci 10 ore pe zi în loc de 8. Însă, 18% dintre salariați care au participat la acest studiu au spus că nu ar fi de acord să lucreze după acest program. Încearcă și la noi, dar nu cred că rezolvăm prea repede. Nu avem forță de muncă. Și părerea noastră care ar fi? Ar fi un lucru benefic sau nu? Că ar avea oamenii mai mult liber, dar productivitatea se va diminua. Ar trebui să mărească, să fie aceeași ca și cum ar fi la program normal de 5 zile sau cum era înainte 6 zile lucrătoare. Eu nu sunt de acord cu așa ceva, prin faptul că eu am lucrat la 8 ore, sâmbete, duminici, schimb de noapte, schimb după masă, schimb de dimineață. Dar la programul ăsta care e la dat acum, nu sunt de acord. Cât privește companiile de la noi, doar 37% ar accepta reducerea programului de lucru. Oamenii spun că săptămâna de muncă de 4 zile ar veni cu o serie de beneficii legate de odihnă, nivel de stres, viață personală și sănătate mentală. Însă, pe de altă parte, sunt și cetățeni care se află acum la pensie și susțin că nu ar fi de acord cu acest program, întrucât pe vremea lor se lucra chiar și în ziua de sâmbătă. Muncească și 6 zile cum am muncit eu, așa că am muncit 45 ani și îmi dat 2500 pensia. Să muncească 6 zile pentru patria asta. Spuneți că n-ar trebui să schimbe programul. Nu, să muncească 6 zile. Mie mi se pare o nebunie. Iar cine vrea să implementeze și n-a fost de a propus chestiunea asta în Parlament sau, mă rog, ne-au propus-o și vrea să fie studiată, mă rog, și abordată de înalta poartă, părerea mea e o aberație. Până înainte munceam și sâmbăta ca să construiești o țară și așa și am construit noi. Oamenii ăștia la vârsta noastră am construit o țară. În Marea Britanie, spre exemplu, săptămâna de lucru de 4 zile este un succes. Peste 60 de companii au făcut parte dintr-un proiect pilot și a avut un succes atât de mare încât aproape toate firmele spun că nu se vor întoarce la programul normal. În general, săptămâna de lucru de 4 zile pare să se impună încet, dar sigur, în întreaga lume, însă rămâne de văzut dacă guvernele vor adopta definitiv această idee.